Salutare, oameni dragi! Eu sunt Sandu Gospodaru, mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Astăzi o să facem o zacuscă de vinete, o să pregătim beciul pentru iarnă, ne pregătim pentru iarnă. Pentru această rețetă de zacuscă de vinete avem nevoie de următoarele ingrediente. Eu am aici 3 kg babane de vinete, 1 kg jumate de ardei capia, o jumătate de kilogram de ceapă, o jumătate de kilogram de morcov, o jumătate de litru de bulion, o jumătate de litru de ulei, sare, chiperi și câteva foi de dafi. Noi da să trecem la treabă și facem rețeta de zacuscă de vinete împreună, pas cu pas. No, prima dată, oameni dragi, o să ne apucăm și o să cocem vinetile. Prima dată ne ducem pe plită și cocem vinetile, iar după ce o să fie vinetile copte, apoi o să revin și o să facem împreună pas cu pas. No, am pus vinetile pe plită la copt. O să le cocem bine, bine, pe toate părțile, iar când o să fie gata de copt, o să revin cu alte imagini și o să facem împreună rețeta pas cu pas. Acum, până să coc vinetile, o să ne apucăm și o să scoatem cotoarele de la ardei capia și o să curățăm ardeii. Scoatem așa în toate cotoarele. Așa. Și o să-i și spălăm, scoatem toate cotoarele și semințele din ei și o să-i și mai limpezăm o dată. La fel o să procedăm cu toți ardeii capia. No, până ce să coc vinetile, o să ne apucăm și o să ne pregătim ceapa și ardeiul capia. O să le pregătim de dat în mașină. O să le tăiem mai mărunt. Eu o să tau ceapa în patru. Ia așa o tăiem în patru ca să o putem da mai ușor cu mașina de tocat. Ardeiul capia o să-l tăiem fâșiuță. Pregătim toată ceapa. Acum n-are rost să vă țin. Ardeiul capia o să-l tăiem fâșiuță mai mărunte. Ca să poată fi dat și el în mașina de tocat. Așa o să procedăm. Imediat să coc și vinetile. Ia cam așa cât se intre în mașină, să le putem da în mașină. Așa o să procedăm, acum n-are rost să bățân. No, acum o să ne apucăm și o să dăm ceapa în mașina de tocat. No, am terminat ceapa de măcinat, acum dăm ardeii. No, acum o să ne dăm și o să dăm morcovul părăzătoare amnică. Dăm aici părăzătoare amnică și morcovul, mai ăsta ne-a rămas. Am dat și ceapa și ardeiul capia în mașina de tocat. O să răzăluim și morcovul părăzătoarea mică. Ia așa Așa o să procedăm. No, am terminat de copt și vinetile. Acum o să le lăsăm un pic să se storcă și să se răcească. Iar apoi o să ne apucăm să le batem. No, s-au răcit și vinetile. Acum o să le batem. O să le luăm și o să le batem cu cuțitul de lemn. No, oameni dragi, am pus tigaia pe foc, am lăsat-o un pic să se încingă, acum o să punem o jumătate de litru de ulei în tigaie. Pe margine am pus borcane, pe margine la plită, că e plită înfocată, am pus borcanile. Băgăm și o jumătate de litru de ulei. Ia așa Lăsăm să se înfoce și uleiul, iar apoi o să adăugăm ceapa. No, ia că începe să sfârească uleiul, acum punem ceapa, adăugăm și ceapa. Așa dăm pe ceapa. Bun.
tărim ceapa, o să tărim ceapa până ce începe să sticlească bine de fel. Oameni buni, o să cârcălim ceapa așa, aproximativ 15-20 de minute. Deci cam 15-20 de minute trebuie călită bine, bine. Acum toate ingredientele astea trebuie călite cât mai bine ca să stea zacusca peste iarnă. O să vezi cum o să facem, o să facem pas cu pas. Deci prima dată începem cu ceapa, punem ceapa la călit, o lăsăm cel puțin 15 minute, 15-20 de minute. După aceea o să punem morcovul, la fel, o să procedăm, apoi ardeiul, capia, dar tăche pe rând. Prima dată începem cu ceapa. Da? Am lăsat ceapa aproximativ 15 minute, oameni buni, așa cum am spus, ceapa, cantitatea de ceapă 500 de grame, la fel și morcovul. Acum adăugăm morcovul, tot 500 de grame pe care l-am dat pe răzătoarea mică. Îl punem și ăsta și îl călim împreună cu ceapa, tot așa, vreo 15 minute. Noi la rețeta asta de zacuscă punem și un pic de morcov pentru că îi dă o dulceață la zacuscă, o face așa un pic dulceagă. Mai avem o rețetă de zacuscă, tot așa pe canalul de YouTube, trebuie doar să o căutați, amândouă sunt foarte bune. N-am călit și morcovul, 15-20 de minute, acum o să punem și ardeiul capia. La fel o să procedăm și cu ardeiul capia, o să-l punem și o să-l călim. Tot așa, 20 de minute bune, deci ardeiul capia obligatoriu 20 de minute bune, oameni buni, trebuie călit. Mai ales că noi facem aceste rețete fără gram de conservant și atunci multă lume nu are răbdare să călească suficient. De aceea noi le călim așa de bine, pentru că toate rețetele noastre sunt fără gram de conservant. Toate zacuștele noi nu punem deloc conservant în ele, de aceea le călim foarte bine. No, și mai lăsăm 20 de minute bune. Între timp să o aud și o găină, deja mă strigă să mă ducă să o aud cotcodăce. Și o să mai bag pe foc și lăsăm 20 de minute bune toate împreună să se călească. No. Am lăsat și ardeiul capia 20 de minute bune, așa cum am spus. Acum o să adăugăm bulionul. După ce am călit 20 de minute și ardeiul capia, adăugăm bulionul. Așa. Bun. Și mai lăsăm vreo 15 minute împreună. Le călim toate împreună. Vă garantez că iasă o zacuscă, oameni buni, jos cu pălăria. Acum chiar dacă e un pic mai mult de lucru, că trebuie să stai lângă ea și să amestici în ea, dar vă garantez că merită, pentru că faci o zacuscă de calitate, nu ca cea din comerț, care chiar dacă e mai ieftină, dar n-are absolut nimic de a face cu zacusca, n-are nicio legătură. În schimb, asta e o zacuscă, știi ce ai pus în ea, fără gram de conservant, o zacuscă jos cu pălăria, iar cei care au făcut rețetele noastre s-au convins, cu siguranță s-au convins. Ne mai lăsăm așa 15 minute. Din când în când mai amestecăm. Na, oameni dragi, după ce am lăsat 15-20 de minute, după ce am pus și bulionul, timp în care am tot amestecat, în momentul în care dumneavoastră o să vedeți că iasă uleiul la suprafață, atunci să știți că puteți pune vinetile. Deci trebuie să vă iasă la suprafață uleiul, când a ieșit așa, atunci să știți că puteți adăuga vinetile. No, acum o să adăugăm și vinetile. Năpustim și vinetile aici, le țăpăm toate aici, nouă, peste celelalte ingrediente. Așa. Amestecăm bine, bine, să se încorporeze cu celelalte ingrediente. Acum noi, oameni buni, facem o porție mai mică, dar cine vrea să facă o porție mai mare, puteți să dublați cantitățile. Noi facem o porție mai mică pentru că la copii le place mai mult zacusca de fasole și de hribe. Asta doar eu cu nevastă mea ne place și o mâncăm și facem o cantitate mai mică, o porție mai mică, dar cine vrea porție mare, atunci puteți să dublați cantitățile. Și lăsăm iar așa,
O să lăsăm așa cu 15 minute împreună cu vinetile, timp în care mai amestecăm în ea. No, așa cum am zis, oameni buni, lăsăm 15 minute și împreună cu vinetile. Acum o să adăugăm sarea, tiperiu și puiile de dafin. Punem sare. Acum sare punem și gustăm și pe aceea, dacă mai trebuie, mai adăugăm. Noi folosim, oameni buni, sare grunjoasă fără iod, obligatoriu sare fără iod. Punem și tiperi. Așa, dacă trebuie, mai punem. Amestecăm. Gustăm și ne condimentăm fiecare în funcție de cum ne place. O să pun și foile de dafin. Obligatoriu și foi de dafin să puneți, pentru că astea ajută la conservare, mai ales că noi nu folosim conservanți deloc. Punem și 3-4 foi de dafin. Chiar mai bine. O să gust și dacă mai trebuie, mai adaug sare și chipe. Acum asta fiecare după gustul fiecăruia. Da, eu am gustat un pic, oameni buni. După gustul meu și a soției, mai trebuie un pic de sare. O să mai pun un picuruș tare de sare, nu foarte multă. Mai sărăm un pic, dar nu foarte mult. E foarte bună. Așa. Mamă, mamă, ce bună e. Am gustat un pic, oameni buni, să văd cum e. Mai trebuie un picuruș de sare, tiper nu mai trebuie. O mai lăsăm un pic și zacusca noastră de vinete e gata. Zacusca la Sandu Gospodaru. Cei care o să faceți rețeta asta o să vedeți că nu o să vă pară rău. E o rețetă foarte bună. Numai ideea e că trebuie călit cât de mult legumele. Așa cum am spus, 15-20 de minute obligatoriu. Și atunci vă garantez că nici conservanți nu vă trenea. O să vă stea cu siguranță. Acum, eu așa cum vă spun de fiecare dată, ce-i drept, noi avem și un beci foarte bun, un beci foarte răcuros. No, am terminat de făcut zacusca, acum o să punem în borcane. Zacusca de vinete e gata. O ieși foarte fain. Ia să vă arăt un pic ce culoare faină are. Vă garantez că e și foarte bună. Să punem amândoi, să ne ajutăm și de pâine. Eu o să pun cu lingura. Acum să vedem și câte borcane iese. Acum, așa cum am spus, noi am făcut o porție mică, n-am făcut porție mare. No, ne-au ieșit 9 borcanele de zacuscă de vinete. Ne-au mai rămas și pe farfurie, am lăsat de mâncat. Acum într-o aulă pregătit nevastă mi-au pus pe fund 2 prosopele, o să punem capacele. Punem capacele pe borcane, le strângem bine, bine. Le punem în olă și o să le punem la fiert. Așa cum am spus, din momentul în care începe apa să fiarbă, pentru aproximativ 30 de minute. Doar din momentul în care dă apa în clocul, începe să fiarbă. Strângem bine, bine borcanele. Uitați și dumneavoastră ce frumos a ieșit, ce culoare faină are. Vă garantez că e și foarte bună. Cei care o să faceți rețeta nu o să vă pare rău. Oameni dragi, eu sunt Sandu Gospodaru. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să dați un like, o distribuire pe la prietenii dumneavoastră. Dacă vă face plăcere, chiar și o abonare, pentru că e gratis pe dumneavoastră, nu vă costă nimic, chiar pe mine m-ar ajuta foarte mult. Până data viitoare, numai bine rău la nimeni și cămara și beciurile să ne fie pline.